dar a pune în lumea comunistă în aplicare ceea ce ai fi învățat de la unii asemeni domnului Constantin Iulian însemna să plătești la tot pasul, să plătești clipă de clipă. Iată că de la astfel de oameni în temnițele comuniste am învățat că aici, fiule, la limita dintre viață și moarte, aici se formează, se cunosc și se recunosc marile caractere. Această țară niciodată n-a dus lipsă de minți luminate, dar de oameni de mare caracter, mai ales în perioada de după cel de-al doilea război mondial, am dus lipsă mai mereu. Astăzi, și când spun astăzi, mă refer după 89, găsesc o asemănare extraordinară între ceea ce s-a întâmplat imediat după cel de-al doilea război mondial. Adică pleava morală a societății românești a pus mâna pe destinele țării. Și din acest motiv, țara și poporul acestei țări a ajuns să trăiască așa cum nu s-a mai întâmplat de foarte multe zeci de ani. Iată unul din motivele care ne face să ne aducem aminte cu pioșenie, cu sfințenie de astfel de oameni, să regretăm atunci când ei ne părăsesc, pentru că astăzi mă bate gândul să propun Academiei Române să introducă în dexul limbii române că în România a fi moral înseamnă a fi prost. Dacă cineva își imaginează că în această țară mai există totuși ultimile fărâme din ale moralei creștine, ele trebuie căutate desigur între zidurile asociațiilor foștilor deținuți politici și nici de cum în Parlamentul României, unde cuvântul de demnitar nu are nici cea mai mică legătură cu cuvântul demnitate. Iată că atunci de mult am văzut acei imagini din Jilava, numai cine n-a trecut pe acolo nu-și poate imagina. Acolo noi nu am trăit. Acolo noi ne-am târât ca niște râme pe sub pământ. Și puțini sunt cei care au scăpat cu viață de acolo fără a fi marcați pentru absolut tot restul vieții. Un lucru extraordinar de important care l-am reținut de la astfel de personalități în temnițele comuniste. Forța sugestiei și autosugestiei, forța credinței, a crede în victoria binelui asupra răului, în victoria luminii asupra întunericului, a frumosului asupra urâtului. Era extraordinar ca prin această forță a sugestiei și, repet, autosugestiei, să poți să te translatezi, să te rupi și să treci dincolo de gratii și de sârma ghimpată și să te simți liber, dar doar cu sufletul și cu mintea, trupul rămânându-ți în continuare acolo unde zeci de mii dintre noi aveau să-și găsească sfârșitul și să nu se mai întoarcă niciodată acasă. Ar fi foarte multe de spus. Ultima dată când am discutat, penultima dată când am discutat cu domnul Constantin Iulian, a fost în sala Rapsodia de pe strada Lipscan, la spectacolul de pantomimă în regia lui Dan Puric.
Am fost unul dintre cei care în urmă cu 5 ani și mai bine, o delegație, cred că eram vreo 20-30, alături de care m-am lipit și eu din întâmplare, am vizitat Jilava, Fortul 13 de la Jilava. Ca astăzi, cine nu cunoaște, dacă intri pe intrarea principală, pe platoul din stânga sunt cel puțin două, dacă nu chiar trei hotele de două stele, iar pe vale, în dreapta, este Fortul 13, aflat sub cota zero a terenului. Ei, celularul, apa era până la genunchi. Și-a propus atunci domnul Constantin Iulian că va interveni și va face tot posibilul ca această apă să fie evacuată. În martie anul trecut, i-am promis că îl voi sprijini în toate demersurile care le va întreprinde în transformarea cât mai grabnică în muzeu a Fortului 13 de la Jilava. Eu, făcând parte din conducerea noastră internațională, din Comitetul Internațional de Conducere a Foștilor Deținuți Politici, am vizitat închisorile din majoritatea capitalelor țărilor foste comuniste. Nici una nu este atât de groaznică cum a fost și este Fortul 13 Jilava, iar noi nu suntem capabili să-l valorificăm, să-l arătăm tinerilor de astăzi și de mâine, să vadă ce și cum s-a putut întâmpla în acele locuri. Este revoltător ca să lăsăm să dăm uitării astfel de locuri. Acea temniță este fără egal. Nici unde, nici în Albania lui Enver Hoxha nu am văzut o astfel de temniță, asemeni Fortului 13. Nu aveam de unde să știm că după nici 3-4 luni din acea clipă domnul Constantin Iulian și nenea Gheorghe, cum îi spuneam eu, Jijie, aveau să ne părăsească pentru totdeauna. Dar astăzi este atât de greu și nouă care am trecut prin temnițe, ne este atât de greu să vorbim tinerilor despre ceea ce a însemnat atunci dragostea de neam, de țară, de tricolor. Parcă astăzi nici n-ar mai exista așa ceva. Astăzi tinerii nu mai au astfel de preocupări. Un preot, asemeni celui de la Petru Vodă, spunea: fiule, de-abia în clipa când vei putea să renunți la tine și să faci și tu câte ceva pentru cei din jurul tău, totalmente dezinteresat, vei putea și tu spune că ai început să faci câte ceva pe lumea asta. Astăzi nu prea mai există așa ceva. Nu mai există parcă dragoste de neam și țară, parcă ar fi ceva pe cale de dispariție. Ne ducem să le adunăm căpșunile, să le spălăm picioarele, să le îngrijim paraliticii. Celor cui? Celor care ne-au vândut în urmă cu 70 de ani, pentru decenii, iar acum vin tot ei și ne judecă la masa rotundă și ne scapă parcă din când în când firimituri printre degete. Mă opresc aici pentru că sunt foarte multe de spus, dar mai ales de făcut. În țara asta ar trebui să vorbim mai puțin și să facem mai multe. Dar este greu. Atâta timp cât odraslele celor care ne-au trimis la moarte populează fauna parlamentară. Va fi teribil de greu, aproape imposibil. Vă mulțumesc și îl las pe neamitică, cum le spun eu, să ne spună și domnia sa câte ceva.